În meci contând pentru prima etapă a campionatului județean de fotbal junior de copii născuți în anii 2006 și 2007, de la ora 16 pe terenul 2 din complexul CS Mușcel s-au întâlnit AS Petre Iliescu, echipament alb, și FC Viitorul 2 Pitești. Oaspeții au condus cu 1-0 la pauză, însă elevii antrenorului, care dă și numele echipei, Petre Iliescu, au echilibrat partida în partea a doua și au creat câteva ocazii de gol și chiar au marcat pentru 1-1 prin Bobby Raul Grancea. Mai mult decât atât, mușelenii au încercat să dea lovitura pe final de meci, creându-și câteva ocazii de a marca, însă golul a venit la cealaltă poartă în chiar ultimul minut de joc, atunci când pe un contraatac, oaspeții au obținut o lovitură de pedepsă. Pentru LPS Viitorul 2 Pitești, însă scorul final a fost chiar 3-1, pentru că jucătorii echipați în galben au mai punctat odată la chiar ultima fază de joc. Dincolo de rezultat, rămâne o evoluție bună a echipei coordonată de Petre Iliescu, iar nouă ne-a atras atenția un puști pe care vi-l prezentăm și chiar vă recomandăm să-l urmăriți pe Viitor, Bobby Raul Grancea. Vizitează sportmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și video. Sportinmuscel.ro. Sportul în Muscel, secundă cu secundă.